difference for the Brazilian people. And since February, I decided to do the same with peixe for the Brazilian people. That's cool. Tell us a little bit about the master class that you will sustain in Oriasco. So we're having like a trumpet class, which is a one-day class. People are learning a little bit about trumpet, the basic steps. And also we have a three-day master class, which is going to be a little bit harder for the students. Yeah, we have like lots of recipes to teach them. And the idea for this master class is to work on the Christmas. So we'll see quite a different things and very nice also. And the last question, what do you think it takes for a pastry chef to become an artist? I think you first need to be an artist, then you can become a pastry chef. Because it's easy. It's easy to start cooking whatever you want at home, or it doesn't matter. But when we talk about pastry, it's an art. And if you go really deep in pastry, you see that it's a real artist. So you at least you need to love art. So you can Okay, I love art, so I think I'll see you tomorrow. You have to learn me to cook. Sure. Thank you very much, thank Diego. Pleasure. Good luck, and thank I hope you. To see you soon. Yeah, me too. Yeah, me too. Nice to meet you. Thank you. Bye bye. Bravo. Thank you very much. So I'll come tomorrow. Okay. I'll come tomorrow and see you. I want to learn. Okay, good. Well, good time to spread it, Tita. Dacă ia foto, nu mă ajută. Ah, ok. Te-am trimis? Ah, trebuie să-mi toc un pic așa. Și naturalul e aici. Hai să-mi toc un pic. Așa, da? E perfect. Doamne, ciocolata care a venit de la maratonul de ea. În colț. Și acum facem puțin diferit cu ce. Să se ia ca după să ne încheți pui. Suntem aici alături de și după aia de zis. Mamă, las că am tot. Știi, eu, înainte de intervenții, să nu se vadă. Avem și eu, în siguranță, în discurs. Și așa, era un patichin. Așa, gata, să vă vedeți. Ah, tu parles toujours ici. Donc j'ai perdu la légende de France. C'est pas évident. C'est pour toi, pour moi. C'est pour moi. Și pentru că ne aflăm printre secretarii pasionați, o am alături de mine, bineînțeles, pe Orbuța, de Insula Orbuța, care îi ajută pe cei participanți aici de la Moletascu și nu numai, la acest masterclass, să traducă cât de cât din engleză în română. Orbuța, să ne mai gătești ceva, o prăjiturică pentru care e dor de tine. Spune-ne puțin despre experiența ta, ce s-a făcut pentru că cum ți se pare și ce poți să înveți de la asta? Ești pe schiva în recunoscere, nu? E un profesionist de sărbuși. E la minut, la linie, e foarte bine organizate. Dar dincolo de asta e un om foarte bine, care te înțelegi foarte bine din prima. Și cred că poți să înveți nu doar la nivel de economie, ci și la nivel de calitate umană. Pentru că e foarte plăcut să fii. Tot timpul e ceva amuzant. Și munca asta două ori a fost titanică. Recebesc lucrurile pe zi în continuu continuu. Dar nu le-ai simțit, nu le-ai simțit foarte tare pentru că a fost foarte antrenat și foarte amuzant. Și când faci din pasiune, de obicei nu obosești, tind să te duci până la limită. Spune, care este diferența, să zic așa, na, dintre stilul tău, Orbuța, și stilul lui? Câte, na, la punele tare, dacă le-ai put, din informații pe care ți le-a avut, e poșul. Să știi chiar mă că văzut pe la lucru și profesionist e, mi-a dat seama că mai am mult până să ajungem. Eu oricum în domeniul care tot timpul
de ceva de învățat și chiar și spunea că sunt unele chestii pe care le face pentru prima oară, un anumit model de ceva prin prima oară acum la noi sau, nu știu, folosește o scunsură pe care în altă parte nu are găsit-o și trebuie să improvizeze de la noi. Și e și pentru el cumva un proces de învățare, dar pentru mine, da, e un proces de învățare. Bună idee! Vreau să vă mulțumesc mult că ne fac acest interviu. Sper să afliți ceea ce ai învățat. Oricum, eu îți spun din ce am văzut eu. Ești pe mine de cel bun, care de mă plăcut. Și de ce nu să vedem cât mai mult de la Coreca și de lume. Mulțumesc! Asta e și scopul nostru, să reușim să mai ajungem oameni de calitatea lui. E un pachet doar de ce. Eu deschizătul de drăguță. Așa e. Deci ați auzit. Este doar început. Noi ne vedem.